scris lui Moș Crăciun, Adriana? Nu, n-am avut timp. Dar i-ai mai scris de... Da. Și cam ce-ți dorești? Poate, poate și nu porni să vă spun la televizor că nu-i frumos. Îmi doresc mai multă liniște, împlinire sufletească, mai mult respect, îmi doresc să-mi crească copiii frumos și cam atât, și să fiu sănătos. Dar din ce-mi spui tu acum, înțeleg că în familia ta nu există încă liniște și respect din partea soțului. Hai să nu mai comentăm, e luna în care trebuie să fim mai buni, da? Să nu vorbim cu păcat. Este adevărat că am fost împreună cu soțul meu la psihologul școlar, am vorbit și la școală, sunt niște problemuțe, sper să le rezolvăm, sper să înțeleagă și soțul meu că trebuie să fim o familie și că trebuie să mă respecte și pe mine, dar să-i respecte și pe copiii lui. A fost agresiv față de copii, de aici și-au pornirile ei... De aici sunt ei agresivi? Să zicem că soțul meu are un stil de viață mai cazon și vrea să le aplice copilor o educație mai cazonă, cu care eu nu sunt de acord. Și de aici, practic, pornește întregul conflict. E un conflict între părinți, nerezolvat din punctul meu de vedere, și care, din păcate, se răsfrânge asupra copiilor. Iar eu nu vreau să fie afectați copiii de toată povestea asta. Mi-am dorit să fim o familie, de asta m-am și întors la soțul meu, să fim împreună, să ne creștem frumos copiii și sper încă, mă rog, să fie posibil lucrul ăsta, dacă și dânsul va înțelege să se poarte adecvat. Nu știu câta oară când avem aceste probleme, când mergem ba la protecția copilului, ba suntem chemați la școală. La noi în casă, în acest moment, lucrurile nu sunt tocmai în regulă. Ce s-a întâmplat exact cu copiii? Ce au făcut la școală? I-au lovit pe alți copii? Le-au vorbit urât? În momentul în care există în familie un conflict între părinți, acest lucru se reflectă în atitudinea copiilor. Nu pot să vă spun mai multe, însă voi lua măsuri, de fapt am luat măsuri, copiii au intrat deja în consiliere psihologică și încercăm, eu cel puțin ca mamă, încerc să găsesc cea mai bună soluție pentru ei, indiferent care va fi această soluție, repet. Da? Și dacă va trebui să pleci de acasă definitiv, de lângă... Indiferent care va fi această soluție, ce-mi doresc acum este să-mi crească copiii frumos, drept și fără probleme. Dar tu dacă ai pleca mâine, Adriana, de acasă, te-ai descurca singură cu doi copii? Întotdeauna m-am descurcat. Toată viața mea m-am descurcat mai mult singură. Așa că nu mi-e frică de ziua de mâine. Dar, repet, îmi doresc în acest moment să-mi crească liniștiți și fericiți copiii. Eu nu i-am făcut ca să-i chinui pe lumea asta, i-am făcut ca să-i cresc frumos. Dar acum nu sunt fericiți copiii? Aș prefera să nu-ți răspund la această întrebare.